Bună, bine v-am regăsit! M-am gândit astăzi ce dulce rapid să fac. Mi-a venit o idee, gogoși cu lingura. Nu avem nevoie de prea multe ingrediente, se fac foarte ușor, în 10 minute și sunt foarte, foarte gustoase. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru aceste gogoșele minunate. 2 ouă, 200 grame făină, 300 grame iaurt normal, 2 lingurițe rase praf de copt, puțină sare, coaja rasă de la o lămâie, esență de rom am eu aici și zahăr vanilat, un pliculeț. Pun în făină praful de copt. Un pliculeț, 10 grame. Cam atât este. Amestec puțin. O dau deoparte. Într-un castron o să pun iaurtul. Amestec puțin, pun și cele două ouă. Puțină sare. Coaja de lămâie, pliculețul de zahăr vanilat, și încep să pun din făină. Pun și esență de rom. Eu pun două fiole. Ultima făină. Și mergem cu ele la prăjit. Am pus ulei la încins, cam o jumătate de litru. Și acum o să pun gogoșile. Le am aici în castron. O să încerc să pun o gogoașă, să vedem dacă s-a încins uleiul.
când sunt rumenele întorc. Le scot într-un vas. Am pus șervețele. Și le punem și pe celelalte. Le dau prin zahăr pudră. O să rup una să vedem cum a ieșit în mijloc. Frige. Ia uitați ce bufoasă este. Super. Miroase deosebit de bine. Delicioase sunt. Gogoșelele sunt gata, vă doresc poftă bună. Nu uitați că vă aștept și data viitoare, tot aici, în bucătăria lui Madi. Pa, pa!